în masa aceasta, în care cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în biserica din Sintea Mică, Betania, și zic ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur să vă salut cu toată dragostea pe fiecare care ați ales în după masa aceasta să ne bucurăm împreună. Poate pentru unii va fi ceva cum Dumnezeu mi-a pus pe inimă, vreau să vă mărturisesc ieri la miază. Lucrul acesta care am vrut când după masa aceasta în biserica de Sintea Mică să ne bucurăm toți împreună, în mai multe localități. Imaginați-vă ce va fi în ceruri atunci. Când poate eu o să mă întâlnesc cu un frate de la Bistrița. Și vom cânta împreună pentru slava Domnului. În după masa aceasta va fi un program mai special în care ne vom ruga și vom cânta. Fratele conducător, diacon de la Cintei, spunea foarte bine. De ce numai la noapte de veche să cântăm, să ne rugăm? Putem și ziua, nu-i așa? Amin. Eu cred lucrul acesta și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Avem în mijlocul nostru cu fratele Teofil, cu familia, fratele Ștefan Grințean, cu soția. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Amin. Au venit frați de la Zimandul nou, pentru care mă bucur de toată inima și cer ca îndurarea Dumnezeu să-i umple cu bucuria sfântă. Amin. Avem frați cum de la Mocrea. Eu am fost de câteva ori la Mocrea, de vreo două ori. M-am simțit extraordinar de bine la frații de la Mocrea. Și am avut pe inimă să vorbesc cu fratele Dumitru ieri la miază, dacă poate, după masa aceasta, să vină. La care fratele Dumitru, cu toată dragostea, acum facem cumva să facem să... Mărire Domnului! Gloria lor să le împodobească! Văd că au venit și prieteni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. După masa aceasta vom face rugăciuni speciale. Ne vom ruga și pentru cei bolnavi. Ne rugăm pentru cei care stau în spital și n-au nicio șansă. Eu cred în șansa lui Dumnezeu. Dacă oamenii spun nu mai există șanse, Dumnezeu atotputernic, în puterea Duhului Sfânt, El se poate pogorâ și lucrează și în ziua de astăzi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru început, aș vrea ca să dau întâietate să cântați pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea frații de la Mocrea să cânte o cântare pentru slava lui Dumnezeu, timp în care frații de la Biserica din Bujac, fratele Teofil cu fratele Zințan, va cânta și ei două cântări. Și aș vrea, dacă se poate, să cântăm câte două cântări, să nu tot pierdem timp, pentru că e valoros timp. Corect. Dimineața am spus că spun la lucrul acesta la tineri, la biserică, la Betania, am spus-o, și până ce nu m-au cunoscut, au zis că doare ce vorbesc. Am zis că trăiei Dumnezeu să vă basculeze în rai. Și au zis, oi frate, dar cum spui? Eu spun foarte bine, pentru că spune că împărăția cerului să ia cu navala mării, să fie Domn. Tu de fapt ai rămas afară, n-ar fi mai sigur ca Dumnezeu să te basculeze în rai. Doamne ajută-ne! Amin! Numai îndurarea lui Dumnezeu ne mai ține în ziua de astăzi. Amin? Amin! Așadar, dăm întâietate fraților de la Mocrea, după care frații de la Bujac, după aia frații de la Zimandul nou. Dumnezeu să vă binecuvânteze.